8 trucuri de machiaj pentru a vă subția fața. Dacă ați văzut vreodată că vedetele fără machiaj sunt de nerecunoscut, atunci știți cât pot transforma de mult anumite tehnici. Aceste trucuri ușoare de machiaj pot crea un aspect cu aproximativ 4 kg în minus. 1. Când vine vorba de machiaj, umbrele reduc, în timp ce culorile luminoase scot trăsăturile în evidență. Pentru a profita de această idee, aveți nevoie de o culoare pentru contur sau un bronzant mat, o nuanță sau două mai închisă decât tenul dumneavoastră și un iluminator puțin mai deschis decât culoarea tenului. Puteți folosi texturi sub formă de pudră, precum vălul mineral iluminator de la Bayer Minerals, sau texturi lichide, precum corectorul iluminator lumină ideală de la Estée Lauder. Indiferent ce alegeți, nu uitați să folosiți pensula de amestecare. Recomand pensula de mixare de la Jane Airedale. 2. Creați iluzia unor obraji subțiați, aplicând nuanța de contur în diagonală, de la mijlocul obrazului, înspre ureche. Suguiați buzele când faceți acest lucru, pentru a plasa corect și nu uitați să amestecați cu pensula. Cu cât aplicați mai sus nuanța de contur, cu atât mai mult vă vor ieși pomeții în evident. Să aplicați iluminator pe partea superioară a pomeților, pentru a evidenția conturul. 3. Creați iluzia unui nas mai mic. Aplicați o pudră de contur pe părțile laterale ale nasului. Folosiți iluminator de-a lungul nasului. 4. Pentru a nu avea din nou bărbie dublă în poze, aplicați bronzant de-a lungul liniei maxilarului pentru definirea zonei. Amestecați pentru un aspect omogen. 5. Jucați-vă cu ochii, folosind gri-gri, paletă foarte de ploape 5 culori, de la Christian Dior, și lăsați buzele naturale, aplicând un balsam nuanțat sau un luciu de buze. Puteți folosi luciul de buze Ofelia de la NARS, sau luciul protector de buze, Beige Nude, de la Ipsa. Buzele pline pot evidenția mai mult rotunjime feței, dar ochii, măriți prin machiaj, vor avea un efect de micșorare a proporțiilor feței. 6. Choose the right eyebrow shape. Arcade mai înalte și pronunțate ajută echilibrarea rotunjimii feței, alungind-o. 7. Iluminați partea centrală a feței. Aplicați iluminator pe zona dintre sprâncene, pe nas, pe zona arcului lui Cupidon, deasupra buzelor și pe centrul bărbiei. 8. Nu uitați de frunte. Amestecați nuanța de contur pe temple și în jurul liniei părului, pentru a vă evidenția structura osoasă. Descoperiți produsele favorite pe Strawberry.net, compania cosmeticilor proaste.